la 50. Da. Celula 41 și celula 72 erau idei, erau câte 6 minute. Atunci am avut și 2 minute, care nu erau urmași. M-am plecat, am știut de la Jilava, am găsit oameni de mis de la Jilava și am vorbit cu ei și mi s-a spus tot ceea ce s-a întâmplat la Cruștia, nu știu, La Pitești. Nu la Pitești, la Târgoviu. La Târgoviu. Atunci, după Pitești, la Pitești, a fost aproape și pe Învăție. Atunci. Și după Pitești a trimis la Târgoviu și când am trimis pe Învăție, pe cei doi studenți, ăștia s-au repezit sau era geamă de mare, era sanatoriu. Era sanatoriu adevărat. S-au repezit în geamă și am spus să sparg în geamă și am spus să sprijin securitatea, securitatea. Și am început tot să spargă, să sprijin, am început, era ziua. Era pe echipa de fotbal, la care este fotbal acolo, lăsat și aia. Și să uitau că e fundat așa, în vedea cum e. Și ăsta, când ei jucau fotbal, pe m-a luat în jota. Da. Și avem și frică, dar nu e. A venit. Și a luat și a putut el. A luat o securitate și a trăit să a venit. Acolo și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Acești anumări care veneam de aici și anumări ce că s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat când ne-a rugat și pe noi la izolare. Și m-am dus, m-am prezentat că am luat și numele lor la toți. La 41 și 40, la 72 și 40 și ne-am dat și numele lor. Eu i-am dat imediat și mă rugam la Dumnezeu, nu mă știu. Da. Și când m-am dus acolo, eu și un del mai mulțit de la Pinișoara, dar era impostat de la Pinișoara. Și ne-a băgat acolo, acolo, la 47. Acolo era stăpân, nepotul lui ministru de stat, un ministru care a fost un am să vă pun o întrebare. Ce-i cum ești în
facem cu toți. Și am spus, nu facem cu toți, Doamne. Știu cine sunt. Deci și le-am spus, poate cu povestea aia, le-am spus că nu așteptam mai mult, mai la bătare. Avem un salvat în parte. Nu am mai pus nicio întrebare. Mai târziu, la câteva săptămâni, mi-a zis, da, ce-i doi? Păi, spune-te-l, să-l înseamnă. Am zis că, știu, era mai comite acolo, el, toți, primari, se duceau în contact. Era o curte mare în care e legat, când e cei care erau așa să zice, erau pedepsiți. E numai pedepsit de el. Și m-am dus la ei acolo, când mi-a spus că mi-a scădea o oră pe ziua privată, acolo, ziua. Când vină la tot ce e ceva, vină la despre care era șeful, că era șeful
I-a spus eu undeva, și adică am început să vorbim și am început rana că s-au uitat și am limba deschisă în bucurie și am început rana pe partea cealaltă a limbii și ne fac și o pregătire de la chirurgie. Și am pregătit ca să nu stai, să fac o cală chirurgie. Ușor. Și la un moment dat, doctorita spune, repede, aduceți tălucinina mea. Repede aduceți tălucinina și faceți tălucinina. Când a văzut că s-a uitat de partea cealaltă și era greu, și a început să-mi facă tălucinina foarte deși și a început să-și răsplăbească. A început să mă slăbească de fundul, să mă slăbească, să pot respir ca lumea. Și în timpul ăsta am prin galerica, Valeriu Cafe, eu nu am putut să mă duc când am urmat de la ea. Da. Până la ziua, până la doua zi la ziua, nu că s-a vindecat.